După un joc dificil, dar terminat cu victorie 2-0 în fața Pandurilor, antrenorul Astrei, Daniel Isăilă, se declară mulțumit de prestația jucătorilor săi și rezultatul a venit într-un moment bun după înfrângerea de la Cluj de săptămâna trecută. Ne așteptam la un joc extrem de dificil, săptămână grea spun și pentru că înaintea jocului Ben Youssef și cu Karim Iodat s-au accidentat, n-am putut să-i trec nici pe foaie, trebuie să schimbăm în ultimul moment, să ne adaptăm. Am făcut un joc bun, zic eu, în cea mai mare parte, am și suferit. Una peste alta, o victorie importantă pentru noi. Victoria a adus un plus de moral pentru Paul Pap și colegii lui, dar consideră că deși Astra a câștigat și se menține în lupta pentru titlu, tot Steaua rămâne favorită. 4 puncte, dar cred că și Petrolul este acolo, nu știu câte sunt, 7 puncte? 7 puncte, da. 2-3 meciuri și cred că și Petrolul se bate în continuare. Greșelile din apărarea Pandurilor l-au dezamăgit pe antrenorul Cristi Pustai, dar nu acuză nicio greșeală la golul impecabil al lui Mățel. Pandurii Târgu Jiu nu a mai învins Astra Giurgiu în ultimele 6 meciuri disputate. Nu pot să zic că sunt mulțumit la un scor de 2-0, dar am zis, primul gol a fost o lovitură senzațională, însă la golul 2 a fost o greșeală de curtea școlii, la un out să rămână un jucător singur cu portarul. E inadmisibil. Jucătorii de la Pandurii sunt nemulțumiți că nu au mai obținut o victorie cu Astra în ultimele 6 meciuri directe. Cu toate acestea, mijlocașul Pandurilor, Dan Nistor, este sigur că Steaua va obține titlul. Eu zic că lupta la titlu rămâne Steaua singura favorită atât. Nu are nicio favorită. Astra Giurgiu va întâlni în etapa viitoare în deplasare pe 16 martie eterna rivală Petrolul Ploiești.